Când spui Constantin Prodan, gândul se asociază cu Colegiul Național Pedagogic Carol I. Asta pentru că mii de elevi îl cunosc ca bucătarul care le făcea poftele în materie de gastronomie. Potrivit acestuia, liceenii îl rugau să le gătească fel de fel de bunătăți. Astăzi a împlinit 99 de ani și a fost sărbătorit de familie și de reprezentanți ai primăriei Câmpul Lung. La mulți ani, la mulți ani! Mulți ani trăiască, la mulți ani! Bătrânul a povestit cu lux de amănunte detalii de pe front, dar și detalii mai recente, de pe vremea când s-a angajat ca bucătar la școala normală. Am venit în casă, trebuia să plec înapoi pe front. Și în timpul ăla s-a mănuit bucățarul la spital, m-a oprit pe loc. Am indicat până s-au cu pace. La pace, când s-a făcut la 45, m-a băgat pe pâine. Iar în 48 a afișat liceul pedagogic pe stâlp ca un bucătar calificat. Am brevet de maestru. Felicitări. Dar mi-e câmpul în brevet de maestru ca mine. Felicitări. Și pentru toată munca asta de o viață care a spus. 48 de ani am servit. 400, am avut 4 ani de zile și 500. Că am mai băgat încă o clasă. Și au fost copii mulțumiți. Absolvenție care dacă ați venit la centenarul școlii. Ei, cum să nu fiu? Am fost, v-am văzut. Acum mi-am văzut să aminte cine sunteți, că v-am văzut acolo. Pare foarte bine că mă cunosc personal acum. Da. Dar, cum să vă spun, am învățat foarte mulți copii eu și ei cu mine m-a iubit foarte mult, că le făceam toate plinurile și toate poftele. Mă scolă la 3 în viața, noaptea, ca să fac alotra. Nu m-am luat franceze, lucrau. Acum nu se lucra. S-a schimbat vremurile. Democrația rezolvă mai multe. La copetei în oraș nu era un ecler, nimic. A luat de la mine tot. Acum face și brutării și alții face eclerul. Oaspeții au plecat din apartamentul veteranului cu urarea ca anul viitor să se întâlnească tot aici pentru a sărbători cei 100 de ani de existență.